Încă din perioada sărbătorilor pascale, severinenii au avut parte de vești bune. Municipiul Drobeta-Turnu Severin este în scenariul verde. Această decizie a fost luată după ce rata de infectare în ultimele zile a scăzut sub 1,5 la 1000 de locuitori. Rata de infectare în municipiul Drobeta-Turnu Severin a scăzut semnificativ. Severinenii au petrecut Paștele în scenariul verde. Totodată, la nivelul județului Mehedinți, au fost înregistrate în ultimele 24 de ore 23 de cazuri noi de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 și un deces. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 900 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 135 persoane sunt internate în spitalele suport COVID din județ. 186 persoane sunt la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 23 de persoane și a fost înregistrat un deces. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 0,97, județul Mehedinți fiind în scenariul verde. În scenariul verde, restaurantele și cafenelele sunt deschise în interior, fără a depăși 50% din capacitate între orele 6 și 22. De asemenea, sunt deschise cinematografele, instituțiile de spectacole și concerte, cu participarea publicului până la 50% din capacitate. Aceeași regulă este valabilă și pentru sălile de jocuri de noroc.